Cu două zile înainte ca soția mea să nască, ea a avut un vis. În el, un porc mistreț a mâncat mâinile și un picior al bebelușului nostru. Când fiul nostru s-a născut fără mâini și fără un picior, mi-am dat seama că diavolul m-a atacat pentru că l-am părăsit. Ani de zile, prietenii mei și cu mine fusesem închinători ai diavolului. Mergeam la cimitir pentru a dezgropa morți pentru închinarea noastră. Diavolul îmi dădea orice îi ceream. Îmi aduc aminte că l-am rugat odată să-mi dea o mare sumă de bani. Când am primit banii, i-am cheltuit foarte repede. De fapt, niciun dar venit de la diavol nu ținea mult. Am devenit nemulțumit și am început să-mi pun întrebări despre el. Tatăl meu mi-a spus că diavolul este o ființă creată și, la fel ca noi, are un început. El mi-a spus că nu ne putea citi gândurile, căci numai Dumnezeu poate. Așa că am început să vorbesc cu Dumnezeu în mintea mea. Într-o dimineață m-am trezit și am simțit dorința de a îngenunchea ca să mă rog. Nu am vrut să-i arăt diavolului ce vroiam să fac, așa că am rămas în pat. În timpul rugăciunii m-am simțit rușinat de slăbiciunea mea. Așa că m-am ridicat din pat, mi-am luat maceta și am mers în pădure. Am tăiat vegetația și am obținut un loc liber sub formă de cerc unde am îngenunchiat. În timp ce mă rugam, am simțit o prezență întunecată și mi-a fost frică. Dar am continuat să-mi vărs inima în fața lui Dumnezeu și am simțit pace și fericire. I-am spus lui Dumnezeu că voi veni mereu aici ca să mă întâlnesc cu El. Ulterior i-am cerut o Biblie tatălui meu. El mi-a dat-o împreună cu cartea Tragedia Veacurilor scrisă de Ellen White. Mi-a spus să citesc capitolul intitulat Capcanele lui Satana. Curând am decis să-mi predau complet viața lui Hristos și să devin pastor. Atunci diavolul m-a atacat prin copilul meu nou născut. Diavolul nu mă putea împiedica să-mi dedic viața lui Hristos și în ciuda numeroaselor obstacole și necazuri, familia mea și cu mine am venit la școala Omaura pentru lucrare din Papua Noua Guinee. Aici, la Omaura, viața mea s-a schimbat mult. Indiferent de nevoile familiei mele, Domnul avea grijă de ele. Nu mi-e frică și nu mă mai simt nesigur ca înainte. Știu că Domnul este cu mine. Încă mă confrunt cu necazuri, dar acestea nu mă descurajează și nu mă îndepărtează de Dumnezeu, ci mă conduc către El. Acesta este sentimentul pozitiv pe care l-am aici și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru educația și literatura adventistă. Unul dintre subiectele mele favorite este descoperiri din Biblie. Aceasta îmi sporește înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Îmi plac și cărțile lui Daniel și Apocalipsa, pentru că doresc să știu ce ne spune Dumnezeu despre viitor. Părtășia de aici este ceva special. Pot să relaționez cu studenții din toate colțurile țării. Interacționez cu pastorii activi din teren. Aceasta mă ajută în lucrarea mea. Planul meu pentru viitor este să revin acasă pentru a le spune tinerilor care săpau gropi și se închinau diavolului că există o metodă mai bună. Există un Dumnezeu care poate să-i schimbe așa cum m-a schimbat El pe mine.